Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi filmăm din nou GTA pe 5M Roleplay. Am zis un pic mai ciudat, dar dacă vă place să stai revenit că să apăsați pe butonul de like. Bă, ne-a pus ieri să ne răzgândim, să vedem dacă trebuie să mergem. Aole, pe tutorial. Ca să... Dacă vreți să mai revenim înapoi, nu? Bă, n-am ce face, e tutorial acolo. Din câte câte, eu m-am schimbat deja. Pentru Armando gen. Ca să salvez copilul. Din câte câte e copilul lui. Și... Da, hai să vedem ce vrea, nu? A, salut, salut. Salut, salut. Na, uite, am... Unde-i copilul? Păi, te-ai mai gândit la ce s-am propus? Lași că am scoate pe copil afară, dar nu știu ce zic. Păi na, tu ce vrei? Vrei să te întorci la noi sau nu? Așa, definitiv nu pot. Păi na, atunci dacă nu vrei definitiv, hai să-ți arăt o motivație. Ce fel de motivație? Hai după mine ca să vezi. Mă, ce-a făcut ăsta oare? Deci ce-o pot eu face? M-am îmbrăcat ca și voi, m-am parfumat, elegant. Nu trage mine, nu trage. Ce, și ce motivație vreți să mereți, mă? Mama. Ajutor. Tutorele vezi. Ia ce zici? Ce zic? Da. Pentru Armando, da. Nu am ce face. Deci ai de gândit să definitiv. Da, mă, da. Ajutor! Păi, dacă e cu motivația asta, momentan avem nevoie de un transport de gloanțe, urgent. Numai de gloanțe? Na, gloanțe, parme, parmuri, tot ce e posibil. Dar ce trebuie cât mai multe. Dar atât ați consumat ca că nu mai aveți sau ce? Păi, stocurile sunt aproape zero. Am înțeles. Tu ești la comandă, tu le dai. Pregătiți două, trei mașini ca să mergem. Dar ce facem cu copilul? Nu-i scoatem cătușile măcar totuși? Nu, copilul să rămână aici. Ca să fim sigur că nu faci pe erou. Nu. Tași, mă. Că oricum o să te salvezi cu mine, tatăl tău. Oricum, aseară mi-au făcut cunoștință cu Georgiana. Mă, aoleu. De mic îl faceți cunoștință cu așa ceva, mă. E, da, dacă colegul ăla al nostru îmbrăcat în albi, cam plac copiii, ce să facem? Am înțeles. Eu i-am zis să nu mai vină pe aici, dar săracul... Pentru asta... Nu ai din spate, Georgiana, să arăt eu că e Georgiana. Pentru asta o să... Uite, asta e Georgiana, scula asta. Ma, nu văd nimic, bine că nu-i văd. Hai, mergem. Ok, mamă, și l-ați bătut cu asta, mă? Da, așa ce a făcut, eu am zis ca să stea cu minte, să-l facă să stea cu minte. Dacă dar am zis că nu mă interesează metoda. Dacă vă mai atingeți de el, nu pare să fie bine. Haide. Dacă... Hai să mergem, nu mai stăm la discuții, hai. Am noroc, accept oferta. N-am ce face oricum. Dar vezi că mulți de acolo cam dispărut, nu știu ce zic. Păi și de unde? Ai tu tiruri, ai ce? Da, avem tot. Știu că și tu aveai un tir. Îl iei și tu pe-al tău. Îl am. Păi și unde îl ducem? Păi mai știm hotelul. Nu prea. A trecut o perioadă când am mai fost pe acolo. N-o să fiu eu cu unul din băieți în față. Și o să-ți arăt unde trebuie să mergem. No, bun. Păi numai atâtea mașini sunt pe aici sau ce? Păi băieții probabil s-au pregătit și s-au dus înainte. Tare s-au putut pregăti. Ah, să ne luăm noi mașina. Ce zic? Deci pentru... Tudor, cred că așa-l cheamă, Tudorel sau cum îl cheamă? Da, trebuie să facem multe. Ca să-l recapăt... Să-l putem salva. Aia, că parchezi aici, sau unde ești ceilalți? Ceilalți că au plecat înainte. Am înțeles, da, păi haide. Du-te tu în față, că tu știi pe unde trebuie să mergi. Colegul, hai la docuri.
că, bă, trebuie să salvăm pădul Turel. Trebuie să ne răzbunăm pe ăștia la un moment dat. Nu știu ce ofertă au ei. Deci nu pot să înțeleg nimic. Mașina asta, mi-a fost dor de mașina asta, sincer. Bine, mi-a fost dor, că am zis-o că nu prea mi-e, dar n-am. Auzit și voi sunetul. Așa am zis că se aude. E un meci de spoie. Sper că sunt băieții care au zis ei pe acolo și putem să facem transportul ăsta de droguri, de arme, scuze, cât mai bun și cât mai repede, să nu ne vadă nimic, că totuși e zi, nu? Haideți să... Hai, bro, du-te, fii atent cum stă. Hai să mergem noi după el, mamă. Chestie de timp și de moarte la copil. Dacă l-a bătut aseară cu ranga aia, am înțeles. Dumnezeu. Care a condus, mă? No. Hai că merge, ne mai repede. Mergem repede. Stai să vedem pe unde... Unde să mergem, că la docuri eu știu pe unde, că am mai fost, dar... Pana mea. Sper să nu mă încurc. Oricum, trebuie să ajungem pe acolo cât de repede. Viața lui Tudorel în joc, a? Ia-i pe băieți. Da, ceea ce nu apăra. E ok, da, n-am. Dar bine să strână să mori. Ce senzație ai când filmezi? Și îți vine așa să strănuți. Pe aici ar fi? Sau pe unde? Cred că pe aici. Am un roșu ăla, nu-l mai respectat două. Ia, pe aici. Păi și asta aici are arme și de asta, mă, ce să... Ce dracului poate să fie? Păi și, ok, fost un motel, pe unde ar fi? Totuși... Na, unde-i? Ce face cu mașinile, mă? Vine cineva să le ia cu remorca după ce le lăsăm într-o parcare. Păi și cât suntem în total? Ai zis, vă, două, trei, nu? Ai colegul Dote să parchez asta bine. Na, păi și cât facem? Cum facem? Păi, aștept să vină restul oamenilor. Se pare că s-au rătășit. Se pare că n-au treabă cu lumea asta. Cine dracului v-a putut alege? Ce dracu s-a întâmplat cu organizația asta, mă? Păi, na, se pare că am acceptat tot tineretul și... Ce să facem? Da, tot tineretul. Bine că și eu trebuie să accept tot timpul, toate. Mai vin o pulă cu înapoi. E nerecul eu că te-am sunat așa, mă. Să fie ei? Dar nu cred. Păi de mă, pe că scoți acolo, vezi pe unde-s. Acum mai cheamă colegul. Aoleu. Trebuie să mai așteptăm, dar oare cât? Trebuie să mai așteptăm. Auzi, domnul? Si. Dați-mi și mie vreo cheie de la mașina aia, să o duc mai încolo, că nu poate să intre remorca. Trimite-o la Dumnezeu, ce, nu poți? Da, da, trebuie să vină remorca să ia și nu pot să o trag mai încolo. Stai un pic, stai un pic. Stai că am o problemă, e prea departe, mașina.
Păi și de câte mașini vrei tu cu atâta, atâția oameni? Unde e șeful tău? Că numai nu-l văd. Sunt în spatele tău dacă vrei să vorbim. Ce mă, că nu se conectează nici cum serviciul lui Dumnezeu. Dar păi și voi nu mai aveți nevoie de mașini care veniți după mine sau cum? După noi? Ba, o să avem nevoie de mașini, dar nu știu la ce a trimis colegul mașina la Dumnezeu. Lasă cu... Nu, și atunci cum face cu transportul? Că suntem 4-5 persoane aici minim. Le luăm două tiruri. Mm-hmm. Luăm două remori și mergem cu ele. Hai că eu cu colegul o să fim în față. Mm-hmm. Se pare că din cât am fost... Vezi că trebuie să trimis pe aia la Dumnezeu, mă. M-auzi? Da, asta. Spune. Vezi că pasă trebuie să o trimis la Dumnezeu, știi? Dacă vrei să conduc și eu unul. Păi, am înțeles. Ai tu acolo ceva, punic 6, pe undeva pe aici, prin containerele n-am, astea? N-am parcat aici, măi, acolo, pentru orice eventualitate, mă duc cu tot. Hai. Crezi că dai mine. Hai, bro, dă-i... Trimit mașina la Dumnezeu, mă. Da. Păi și de care încărcătură luăm? Să știu și eu. Băi, bă, vezi că prin față merg, mă. Mamă, ne-o dat de asta mare, e clar. Oare mai știu conduce te rumă. Cred că e bol frumos, colegul. Na, unde ne întâlnim? Ne întâlnim aici în față, cu colegi și voi, să nu aveți grijă să nu loviți remorcile. Mm-hmm. Colegul, du-te! Sau cu dracu să te iei. Mai, nu pe acolo, mă, nu pe acolo. Hai că m-am băgat și eu dacă e. Eu, nu, am ieși de aici. Da, e clar. Iii, auleu. Hai că am făcut-o de-o la... Hai că n-am dat, hai că... Bine. Mai merg încă o dată, mai dăm cu arme, cu de-alea. Ce să mai zic? Am eu tot acolo să băga, bă. Turbatule, prin spate, prin față, ioi, prin față cu remorca asta n-ai cum să ieși, dar, da, ce zic. Oare ne aude sau? Nu, întoarce-te acolo, te-ai scus, două tiruri. Din două rămâne una și am aș duce și aș intra direct în ei. Da. Hai că unul a rămas acolo înțepenit. Da. Hai că începem, dă-i. Să vedem și noi pe unde, la ce motel, sau fostul motel, unde zic ei. Hai să vedem. Vezi că pe autostradă poți da-mi tare. O luăm pe autostradă. Păi din față, mă. Știu eu mai bine ca el. Emoțiile, a? Hai, frate, că dau un pic mai tare, dă... Mă scuzați. Dăm un pic mai tare, așa, frumos. Iau. Sper să nu-mi bord. Tirul până acolo. Aici din câte la dreapta, cred că. Hai să mergem. Mai bine jucăm așa din first person. Ia ce fain e. Ne punem când vrem un pat și așa e seara. Și n-ai nicio treabă, băi. Dar tutorial trebuie salvat oricum. Deci pentru Armando, bă,
Sper că la urmă, dacă mă ies de roleplay, sper că la următorul joc, că Armando să revină, că uite, să revină în oraș. Că uite, copilul lui e răpit, din câte are și un copil, ceea ce eu n-am știut de chestia aia. Oamenii mei, am încercat să fug, am încercat să trag în ei, să vedem care e toată schema. N-ai treabă. Bine, hai că ajung și ăștia. Hai să mergem. Din câte trei, ia că a mai venit încă un tir. Sper să fie de-a nostru, nu? Hai că am ajuns pe autostradă, e bine, mă, e bine. Păi și în containerele astea pe care le transportăm noi. Da, bine, ori trailerul ăsta există de arme și de astea, păi ce, câte arme pot încăpea într-un? E, de-aia cum am avut 3. Și probabil că este acolo zona mea secretă, știi, că n-ai nevoie de ceva, mergi acolo. Și nu știu, vedem, trebuie să vedem pe unde locați aici, după aia vorbim. Vreau să pun oricum niște întrebări la băiat, să vedem ce urmează de acum încolo. Pardon, că nu vreau să fiu luat așa, știi, la 11 metri, doar ca să salvez un copil, că așa mai repede vânăm ca și hitman, știi? E o armă, e împușca pe toți. Și asta e. Împușca pe toți și n-ai niciun stres, dar normal, normal nu prea e ok ce-a făcut omul. Fie că e scurtă, dar e scurta stânga-dreapta, stânga-dreapta, tot așa se duce, știi? Cred că pot un pic de vodka, că așa-s ruși, mă, dar ruși de ăștia care combinați, știi? Nu știu dacă ați văzut vreodată un rus de ăsta combinat. Mă, sper că nu mai avem mult. Ia, aici e pușcăria. Mamă, că te-am mintit, mamă, în ea. De când am fost în organizația asta. Stai să vă arăt acum. Așa. Uite de acolo. Hai să ne mutăm un pic în spate. Hai că oglinda nu mere. Mamă, 3 tiruri. Cel mai bine. 3 tiruri, mai mult armament, un alta. Păi și unde vrea să mergem? Sper că vede. Hai că vede că claxonez. Hai că am semnalizat și eu frumos, dar totuși sunt cu o încărcătură pe aici. Ui, maică, hai să vedem, toți au venit. Aha, toți au venit. Băi, mi-aduc aminte de locul ăsta, aici parcă e aeroportul. Da, da, aici pe stânga băieții aeroportul. Da, hai că nici nu vii. Te-ai dus și tu ca să te trezești să nu meri. Pe unde? Aici în dreapta, nu? Nu am claxonat pe om să știe. Hai să nu mă trezesc că dau pe undeva pe aici. Ioi, trag în el. Da, am făcut-o și pe asta, dar pot să întreb și eu de ce o facem? Păi nu mai avem gloanțe, nu mai avem arme, păi ne trebuie aveți, ceva, da. Bani. Nu mai aveți, dar avem în față. Cine ala? Eu o pastilă. Ia tu o pastilă, mă. O pastilă. Am luat pastilă, gata. Mersi. E mai bine acum? Da, da. Da. Păi... ce-i cu asta, mă? Da, și acum ce vrei să faci pe viitor? Asta s-am făcut, întrebarea mea care? Ce mai vrei să mai lucrezi sau la ce vrei? Păi...
Mai avem o treabă cu organizație. Dar momentan e plecată din oraș. Cam toată lumea e plecată din oraș, da. Am observat și eu. Să văd că lumea vrea să părăsească acest oraș. Da, și a trebuit să ne pregătim pentru războiul cu ei. O să vedem când vine... Băieți, hai să descărcăm. Da, când poți să se întoarcă în oraș, poți să ne strângem toți și o să mergem peste ei. Bun, hai să strâng și eu mâna. Sper că să nu mă dezamăgești, știi că... Da, nu... Sper ca nici tu să nu mă dezamăgești. Da, sperăm. Bun. Pe viitor. Bă, vezi, dacă v-a plăcut acest episod, sunt de pe serverul OneTap România. Vă aștept acolo. Pa, pa. O zi frumoasă, apropo.